Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și bună, o fântână arteziană aici în... Fântână arteziană? Da, aici în mijlocul studioului. Să ne mai recorim un pic. Păi, de la de apă. Auzi, vezi că nici nu e greu, spargem o țeavă. Da, adevăr, că mă gândesc. Facem cascadă. Mai ții minte că acum deviez un pic. Cred că găsim pe ăștia, cum îl cheamă pe site-ul ăla? Pe Temu? Pe Temu. Temu, cheamă, nu cheamă Tengu? Temu și pe Shein. Cred. Mai ții minte garajul? Cascada locală. Da. Că erau în garajul original, din celălalt sediu, era practic un subsol. Și erau toate țevile clădirii, erau pe acolo. Apă la etajul 5. Se auzea inclusiv. Și la un moment dat era foarte aglomerat în garaj. Era o domnișoară, norocul ei că nu era foarte masivă, ca să zic așa, se prinsese de o margine, s-a urcat pe o ceva și se ținea de o țeavă. Și țeava aia se îndoise un pic, adică nu mai avea, un pic și își dădea drumul, ca să zic așa. Da, alea sunt momente, da. Am rugat-o, dar am zis, dacă nu vrei să-ți fie rușine peste câteva minute, dă drumul la țeavă. Dă-te mă jos de acolo. Da. Deci putem face o arteziană, dacă vreți. Apropo de să spuneți la ce etaj. Ai citit că au găsit că în China o cascadă de asta care e foarte populară, cea mai abruptă cascadă, se duceau să pozeze cu ea în China, era de fapt o conductă cu o țeavă. Au pus pe vârful muntelui o țeavă. De unde au avut atâta țeavă? Băi, frate, deci ăștia fac chinezării din orice. Deci, o cascadă adevăr, o cascadă cu care se duceau să se pozeze. Uite, avem și noi ce cascadă frumoasă avem noi în China. Cea mai abruptă cascadă, curgea o grămadă de apă și, mă rog, a filmat un chinez, pe care cred că este acum arestat și bătut. Pentru că da, mai fi săracul. Că l-a dus la izvoare, cum ar fi. Da, s-a dus sus și a filmat și a găsit țeava. Practic, curge apa. Cascada Yuntai îi spune. O destinație favorită a chinezilor care vizitează munții cu același nume. Deci oficialii parcului au dat vina pe factorii sezonieri pentru instalarea conductei, afirmând că pentru această cascadă a fost făcută o mică îmbunătățire. Deci, dacă nu e apă suficientă, aducem noi. Să o facă mai spectaculoasă. Da, dai seama că dacă se duce Dorel la cascada aia, întreabă cineva lucrat aici? Da, corect. Că țeavă până la urmă. Da. Deci au făcut o... O țeavă! O țeavă! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.